Bună ziua, dragi oaspeți, antrenori, sportivi. Azi se desfășoară Cupa Federației de Judo, ediția 2019. Și cu ocazia dată, permiteți-mi să prezint oaspeții de onoare. Președintele Federației de Judo Republicii Moldova, Andrei Golba. Prim-președinte Federației de Judo, Victor Florescu. Vicepreședinte Muhtar Murtazaliev. Secretar general al Federației de Judo Republicii Moldova, Valeriu Duminica. Cu ocazia dată, permiteți-mi să ofer cuvântul de deschidere domnului președinte al Federației de Judo, Andrei Golba. Bună ziua, stimați copii, antrenori, arbitri și părinți. Stimați părinți, stimați copii, permiteți să vă felicit cu această zi frumoasă, cu duminică frumoasă, plină de soare. Vă felicit pe toți cu deschiderea competiției pe vârstele 2006-2007. Vreau să vă urez tuturor ca această competiție să vă rămână în inimile voastre, la toți judocanii din Republica Moldova, pentru a duce faima judoului în toată țara, pentru a motiva copiii ca să facă sport, să vină la sân, să facă sport, să crească, pentru că într-un corp sănătos se află și un suflet sănătos. Vreau să vă felicit pe toți din suflet, să vă urez să învingă cei mai puternici, pentru că voi sunteți viitorul nostru, cei care ne vor reprezenta țara peste hotarele noastre, la campionatele mondiale, europene, jocuri olimpice și la diferite Grand Prix-uri, Grand Slam-uri. Vă mulțumesc frumos și vă felicit toți! Un cuvânt de deschidere, prim vicepreședinte Victor Florescu. Antrenori, copii. Vreau să vă doresc o competiție foarte frumoasă și să câștige cel mai puternic. Bravo. Și vicepreședinte Muhtar Murtazaliev. Добрый день, уважаемые участники соревнований, тренера, родители, арбитры. Сегодняшнее соревнование это тоже один из шагов, которые из этих вот молодых ребят мы хотим воспитать тех чемпионов, которые сегодня мы имеем. Именно это сегодняшнее поколение, которое будет сегодня здесь бороться, они через какое-то время будут представлять нашу страну на международной арене. Поэтому мы с радостью проводим такие турниры, чтобы ребята набирали опыта, чтобы у них был вкус победы и чтобы они стремились к победам. Поэтому хочу им пожелать удачи. Пусть выиграет сегодня сильнейший. И удачи тренерам тоже. Спасибо. Стимați prieteni, după cum cunoaștem, Federația de Judo se mândrește cu sportivii noștri care este hotare, mereu ne ridică imnul țării. Vrem astăzi să-l invităm pe campionul de la Grand Slam proaspăt acum, Denis Vieru, rog să vină în față. Și a copiilor și a toată țara, toată nația să vadă că imnul național și Moldova este mereu în top, între cei mai buni. Felicitări din partea Federației.
Чи тут копії, як у Маска? Молодець, Денис. Копії. Акум фуга тут до Флорин Майрос Кампіон. Творіться світло зрісту, аплауди! Чи фелічити тут стафлу йде антренорів, а тут з антренорів, каря урократ, пане зіва дязи, за тут фелічити вісти міри, то тут урор антренорів. Ви муцуєм зі супри. Так, за собою травку убирайте сразу. За собою травку убирайте, ребята. Травку убирайте, листики, ребята. А потом собирайте. Травку, травку. Copii, vă mulțumim, luați rândurile din nou, alinierea la toți copiii. Veniți, domnul. Mulțumesc tare mult pentru felicitare, foarte plăcut și apreciez. Vreau să vă urez multă sănătate tuturor copiilor, familiei și să vă urez un mare succes pe viitor în judo, în viață, să vă meargă bine și să țineți capul sus. În orice caz, ce nu s-ar întâmpla, tot o să fie bine. Succese și fără traume la competiție. Și acum se intonează imnul Republicii Moldova. Ziua de azi la competiție, nu aplicați
și mivază, ștrangulare și cansețuvază la sol. Не используйте болевой прием и удушающий в партере. Се пермит туапи акционили техничи ин наги ваза. Се пермит, можно делать, использовать все техники со стойки. А часто, если форте есть импортант. Primul care să-l anunțe este din partea dreaptă a arbitrului și a doilea din partea stângă. Mulțumesc mult, domnul Victor. На Салтяво трейс пикатерской категории боец Бенлопат Заждоут килограмме. Бутнарь Максим, Василика Артем. La tatami numărul 1 se invită categoria de greutate 34 de kilograme băieți. Se pregătește categoria de greutate 44 de kilograme fete. La tatami numărul 1 se invită sportiv leu Racu Alexandru Bender. Se pregătește categoria de greutate până la 44 de kilograme fete. Antoș Nălea, Pavelescu Gabriela. Pe tatami numărul 2 pregătește categoria 38 de kilograme masculin. Бенкич Сорин, Константинescu Вячеслав. На втором ковре готовится категория 38 килограмм. Бенкич Сорин, Константинescu Вячеслав. Бутнарь Максим, Василика Артем. Салтяо номер 3. База ждет килограмм. La tatami numărul 1 se invită Melnik Victor Racu Alexandru. Categoria 34 de kilograme băieți. Cine este chemat primul la saltea? În partea dreaptă arbitrului, cine a doilea? Partea stângă. De dorit sportivul care e chemat numărul 2, colan sau kimono albastru?
Se pregătesc Anto Cinălea, Pavelescu Gabriela, 44 de kilograme, fete. Vasilica Artem. Петухов. Василик Артем, есть ли категория по 2 килограмме? Винчи Бутнак. Василика Артем. Винчи Бутнарь Максим. А кыштигат Бенкич Сорин. Йову Александру Жентемир Николаев. Патынга Ростислав Мельник Михаил. Все пригодешься. Емерия Илия Кача Василия. Все пригодешься. Капитан Вадим Гусейнов Даниил. Еремия, Кача, все приготовьте. Скоро 10-0 кыштигат Потынга Ростислав. Все инвиты. Еремия Илия, Кача Василий. Все приготовьте. Голбан Мариус, Плешко Иван. Тот спортиви сердика шепляка зона Денкалзири. Тот спортиви саурдикатка уприм компетиция. Niciunul să nu fie pe tatame, doar antrenori. Cu scorul 10-0 a învins Melnic.
Все приготовьтесь. Капитан Вадим Гусейнов Даниил. Învinge Iovu. Cu scorul 10-0 a câștigat Cacea Vasile. Se invită capitan Vadim Gusejnov Daniil. Se pregătesc Gavrilița Vitalie, Palcovenco Daniil. La tatami numărul 1 se invită Antoș Nelea, Pavelescu Gabriela. Pregătește categoria 36 kg. Categoria 44 kg. Legăci Carolina Țurcan Nicoleta. Pregătește categoria de greutate băieți până la 46 de kilograme. Câmpul Aleinică. Sportivii la Salteaua 3, la zona de încălzire, părinții și rudele sus, la doilea etaj. Capitan Vadim Gusejnov Daniil. Капитан Вадим, школа спортивного резерва Олимпичев. Капитан Вадим, есть ли? Cu scorul 10-0 am vins Pavelescu Gabriela. La tatami numărul 1 se invită categorie de greutate până la 46 de kilograme. Câmpul Danu, Aleinikov Alexandru. Învinge capitan. A câștigat Golban Marius. La tatami numărul 1 se invită categoria 46 de kilograme. Câmpul Danu, Aleinikov Alexandru. Gavrilița Vitalie, Balcovenco Daniil. Se pregătesc Vozean Andrei, Guzun Marius. Pregătește categoria de greutate 34 de kilograme, băieți. Berdiev Prigorean. Se invită fete, tatami numărul 2, categorie 36 de kilograme. Legăci Carolina Țurcan Nicoleta. Se pregătește Tabac Vitalia, Садовой Кристина. La tatami numărul 1 se invită Câmpul Danu. Legăci Țurcan. Cu scorul 10-0 am vins Aleinikov.
Легач Каролина Сиенвиты, Цуркан Николета. Приготешки Табак Виталия, Садовой Кристина. La tatamiul numărul 1 se invită categoria 34 de kilograme. Berdiev, Prigorean. Berdiev, Țaul, Prigora. Cu scorul 10-0 a câștigat Legăci Corulina. Tabac Vitalia, Sadovoi Cristina. Pregătește categorie 50 de kilograme băieți. Iacobuț Andrei. Cu scorul 10-0 am vins Verdiev. Se pregătesc. Vozean Andrei, Guzun Marius. La tatami numărul 1 se invită Melnic Caracuian. Categoria 34 de kilograme. Se pregătesc. Categoria 44 de kilograme fete. Antocinelia Fântână Ecaterina. Cu scorul 10-0 am vins Melnic. Cu scorul 10-0 am vins Tabac Vitalia. Învinge Gavriliță. Categorie 50 de kilograme băieți. Iacobuț Andrei, Cortac Nicolae. Pregătește Zari Jadan, Muntean Alexei. Vozean Andrei, Guzun Marius. La tatami numărul 1 se invite Antocinelia Fântână Ecaterina, categoria 44 de kilograme. Se pregătesc fete, categorie 40 de kilograme. Buruian Natalia, Slusari Valeria. Thank you.
Все пригодятся. Буруян Наталья, Снюсар Валерия. Категория по 10 килограмме, Федя. Скоро 10-0 câștigat Cortac Nicolae. Cu scorul 10-0 am învins Fintâne. Se invite Zari Jadan Muntean Alexei. Pregătește croitorul Renat Covaș Gheorghe. La tatami numărul 1 se invite. Lupta pentru calificare. Recalificările categoriei 34 de kg băieți Racu, Prigorean. Se pregătesc categoria 44 de kg Pavelescu Fântână. Învinge Bozean. Cu scorul 10-0 câștigat Zari Jadan. Croitorul Renat Covaș Gheorghe, pregătește Mireacri Mihail, Gropa Vlad. Se invite Buruian Natalia, Slusari Valeria. La tatami numărul 1 se invite lupta pentru locul 3, categoria 34 de kg, Racu Prigorean. Racu Prigorean. Все пригодятся. Категория 42 килограмми. Бутнарь Габор. Раку Бендер. Prigorean. La tatami numărul 1 se invită Prigorean. Se invită categoria 42 kg. Gabor. Putnari, Gabor. Se pregătește finala 34 de kg. Berdiev, Melnic. Putnari, Maxim, Gabor, Victor. Cu scorul 10-0 am vins Racu. Și devine premiat. Putnari Maxim.
La saltea se invită finala categoriei 34 de kilograme. Berdiev Melnik, se pregătesc fetele 44 de kilograme. Pavelescu Fântână. Бутнарь Максим, есть ли? Cu scorul 10-0 a învins Berdiev și devine campionul în categoria 34 de kilograme. Se pregătesc Iovu Bordea. La tatami numărul 1 se invită categoria 44 de kilograme, fete, Pavelescu Fântână. Se pregătesc categoria 46 de kilograme, băieți, Cristian Caterinciuc. Cu scorul 10-0 a câștigat Covas Gheorghe. Mireagri Mihail Gropa Vlad, pregătește Bulat Daniel Cazacu Andrei. Se pregătește categoria 46 de kilograme. Cristiana Caterinciuc. Cu scorul 10-0 am învins Fântână și devine campioană în categorie 44 de kilograme. Învinge Gabor. Se invită Iovu Bordea, se pregătesc Pogomi, capitan. Scorul 10-0 a învins Caterinciuc. Cu scorul 10-0 a câștigat Gropa Vlad.
Все инвиты Булат Даниил, Казаку Андрей, Приготешкин Мунтян Алексей, Шеремет Ливю. La tatame numărul 1 se invit categoria 44 de kilograme. Gâscă Nicolae, 46 de kilograme. Gâscă Nicolae, Paladie Evgenie. Se pregătesc. Bogomi, capitan. Cu scorul 10-0, Mets Gâscă. Paladi. La Santea se invită Ciubotaru, Barbarini. Se pregătesc Mereapri, Trandafilu. Învinge Bordea. Dragi sportivi, informație, nu vă atingeți de clapa Macea Neagră. Nu rupiți. Se invite Bogomi, capitan. Se pregătește Gavriliță, Gozean. La tatame 1 se invită categoria 46 de kilograme. Ciubotaru Sergiu, Barbarie Oleg. Se pregătesc Mereacle Maxim, Trandafilov Alexandru. La tatame numărul 1 se pregătesc Tocan Igor, Tiraspol, Zoria Constantin, Călăraș. A câștigat Bulat Daniil. Se invite Muntean Alexei, Șeremet Liviu. Se pregătește Gimbovski Vadim, Zavtur Nicolae. Învinge Bogomi. La tatame numărul 1 se invită categoria 46 de kilograme. Tocan Igor, Tiraspol, Zoria Constantin, Călăraș. Se invită Gavrilița, Vozea. Se pregătesc pentru categoria 40 de kilograme. Buruian, Natalia, Slusari, Valeria. Se pregătesc Alenicov, Caterinciuc. Cu scorul 10-0 a câștigat Șeremet Liviu. Gimbovski Vadim, Zavtur Nicolae, pregătește Насиба Байхан, Габор Владимир. Приветешки Насибов, Габор. Сергей
Scorul 10-0 a câștigat Gimbovski Vadim. Se invită Nasiba Paihan, Gabor Vladimir. Pregătește categorie 48 de kg fete Lupașcu Valeria, Bodrug Evelina. După două întâlniri se gătește categoria 55 kg băieți. Цугуля Пахилюк. A câștigat Gabor Vladimir. Категория 48 kg фети. Лупашку Валерия, Бодрук Евелина. Парасий. Приготовьте Кочебану Мариан Мариус. Буруян Наталья, Слюсарь Валерия. Фамилия. Слюсарь. Приготовьте Кочебану Алиперин Мариан Мариус. Скоро зите лазером Винзоря. Татами номеру 1 се явите Олейников Катеринчук, категория 46. Се приготес Цугуля Пахилюк, се приготес. Суле Пецик. Се приготес Кожокару Паладий. Thank you.
cu scorul 10-0 a câștigat Ababi Ilia. Pe tatami se invite Cacibanu Alibrin Marian Marius. Pregătește categorie 63 kg fete. Sclifos Tatiana, Macinski Mihaela. Татами номерал 2 приготовьте фети Склифос Татьяна Мачинский Михаила. S-a clasat pe locul 3 în categorie de până la 40 kg. Tugulea, Pahiliuc, Sulă, Pețic. Клифос Татьяна, Мачинский Михаила. Все приготовьте категории 36. Скоро 7-0, Амбенс Катерничев. Бенкич Потинга. Петатами номер 2 приготовьте Бенкич Потинга. Да, сам я сидит, кожукару Палади. Все приготовьте, Чеботару Мерякли. Скоро 10-0 каштигат Склифос Татьяна. Винде Цугуля. Сулы, Пецик. Все приготовят. Жука, Катарадил. Приготовьте кача, Голбан. Приготовьте Чеботару Мерякли, Мельник Зоря. Thank you.
Scorul 10-0 a câștigat Potenga și a ieșit în final. Cacea Vasilii, Golban Marius, pregătește categorie 36 kg fete. Legaci Carolina, Tabac Vitalia. Александр Кантараджил Думитру. Все приготовьтесь. Утяну Каталит, Балковенко Егор. Александр Бендер. Cu scorul 7-0 am învins Paladin. Cantaragiu Dumitru. Asaltează invite Cibotaru Mireac. Se pregătesc Munteanu Valcovenco. Se pregătesc Melnic Zorea. Saltea se invită Cibotaru Mireacri, Cibotaru Sergiu, se pregătesc Melnic Zorea. Cu scorul 10-0 a câștigat Golban Marius și a intrat în final. Cu scorul 10-0 a învins Cibotaru. La saltea se invită Melnic Zorea. Se pregătește categoria de greutate 57 de kg fete. Ivanov Jordan. De tatami numărul 2 se invită Легач Каролина, Табак Виталия. Приготовьте Цурган Николета, Садовой Кристина. Балковенко Егор.
Vince Gisca Alexandru. Se invită Munteanu Cătălin, Balcovencu Igor. Se pregătesc Tanase Artur, Grigor Petru. Cu scorul 10-0 a câștigat Tabac Vitalia. Se invite Țurcan Nicoleta, Sadovoi Cristina. Pregătește categoria 50 de kilograme. Cortac Nicolae, Zarija Dan. Învinge Balcovencu. Se invită Tănase Artur, Grigor Petru. Cu scorul 7-0 am învins Zorea. La saltea se invită categoria 57 de kilograme Fete Ivanov, Jordan. Cu scorul 10-0 a câștigat Sadovoi Cristina. Categoria 50 de kilograme, băieț Кортак Зарижа. Пригătește Коваш Гропа. Se pregătește categoria 60 de kilograme băieț Dobroveț Cataraga. Cu scorul 10-0 a câștigat Zarija Dan. La tatami 2 se invite Коваш Гропа. Pregătește Булат Даниел, Шеремет Ливиу. Se pregătește Петрescu Андронаки. Cu scorul 10-0 a învins Jordan. Învinge Tanase. Se invită Петрescu Андронаки. La saltea se invită categoria 60 Dobroveț Cataraga. Se pregătesc Архирие Табырца. Se pregătесь Кордонский Цугуля.
Se pregătesc. Împinge Andronache. Arhirie Tabârța. Se invită Fordonski, Țugulea. Все приготовят сулы, жижка.